Am pornit. 2-10. Bună ziua de la Eurohandball. În primul rând, felicitări, domnule profesor. Bună ziua, mulțumim frumos. A fost un meci diferit de cel cu Slovenia. Noi considerăm că a fost un meci care poate să rămască o nouă echipă fabuloasă în următorii 3, 4, 5 ani. Din punctul meu de vedere, e frumos sportul pentru că are parte de presă, are parte de suporteri și de oameni care fac analize. Pentru noi a fost un alt pas, meciul cu Spania. Am avut primele meciuri ceva probleme de apărare pentru că am luat destul de multe goluri în opinia noastră. Cred că s-a văzut o schimbare la meciul cu Spania, însă fără supărăbirea pentru noi deja cele trei meciuri sunt istorie. Ne-am bucurat aseară de dimineața asta, am luat-o de la capăt pentru că mâine ne așteaptă un meci extrem de important cu Angola. Ne dorim locul 1 în grupă sau locul 2? Ne dorim în continuare exact același lucru pe care ne l-am dorit când am plecat de acasă, să luăm totul pas cu pas și pentru noi cel mai important meci este turul acesta. Are domnul antrenor secund o preferință proprie pentru adversarul din Odin? Dacă e să mă credeți, nu știu cum vor interpreta alții, asta vorbeam o seară și cu Martin Ambros, în afară de faptul că știm că Norvegia defilează în cealaltă grupă, chiar nu știu toate rezultatele, n-am niciun fel de preferință. Știu că urmează meciul cu Angola și acolo să stau să mă gândesc. Ok. Vis-a-vis de faptul că în această competiție, echipa națională a României are o medie de 24 de ani față de Spania sau Franța, care are peste 27 de ani. Cum vedeți acest lucru în favoarea echipei României pentru perioada lungă vis-a-vis de Olimpiadă și programul care vi l-ați impus împreună cu domnul președinte? Știm cu toții că echipa națională României este într-un proces de reconstrucție sau într-un proces de construcție pe termen mediu și lung. Am mai spus-o momentul ăsta de fiecare dată, dacă la începutul unui ciclu olimpic nu încerci să aduci ceva nou, nu știu când ar fi momentul să o faci. Ne-am dorit foarte mult să îmbinăm experiența și valoarea incontestabilă a unor sportivi ale noastre cu tinerețea, cu calitățile și dorința de afirmare a celor tineri. Suntem un mix. Un mix frumos, a zice eu. Cred că până acum acest lucru se vede și cred că România începe ce câștigă echipa. Dacă în primul meci am văzut un meci extraordinar făcut de Neagru și de cele două extreme ale noastre cu Slovenia, în al doilea meci am văzut o apărare foarte bună și un portar în zi mare, oare să vină momentul ca în meciul cu Angola să vedem o prestație foarte bună a interului dreapta în echipa națională? Eu aș remarca, eu știu că doar sunteți mult mai analitici decât noi și ceva mai critici. Eu m-am ferit întotdeauna să fac afirmații de genul, pentru că aici vorbim de echipă, vorbim de un ansamblu, vorbim de sportive care se ajută între ele, vorbim de faptul că trăim într-o relație de colaborare care nu putem unii fără alții. Eu cred că dacă tot e să vorbim de partea dreaptă, că și-a făcut datoria cu brio până acum, poate în anumite momente lipsită de oarecare șansă, însă noi, cel puțin până acum, suntem foarte mulțumiți de modul în care acționează fetele. Nu putem face altceva decât să le felicităm și sper din tot sufletul ca echipa să crească de la meci la meci. Ce face un antrenor secund la echipa națională în cadrul unui turneu final de campionat mondial? Pentru că am subliniat adineaori munca în echipă între antrenorul cu portarii și analistul Radu Cheregi pentru pregătirea jocului. Ce face domnul Rațiu Pașca cu domnul Martin Ambroș în colaborare la un turneu final? Face cam aproximativ același lucru pe care face și Martin Ambroș. Diferența este că Noi discutăm foarte mult, povestim despre aceeași lucru, vizionăm împreună tot ceea ce e de vizionat, ne sfătuim și cred că singura diferență este în faptul că în momentul în care sunt toate lucrurile stabilite, e datoria antrenorului principal să le transmite echipei. Înțeles.
la acest turneu final de campionat mondial, după ce anul trecut am obținut un rezultat bun, locul 5, da, la campionatul european, vedem în continuare același spirit de luptător și probabil că suntem unica națională din lume care avem pe tricou un simbol național străvechi care ne arată acea luptă care o duceam și pare ceva interesant de subliniat pentru iubitorii de handbal și cei care vă urmăresc în aceste zile. Lupul dacic e simbolul nostru tuturor, face parte din istoria noastră. Îl purtăm cu foarte mare mândrie, știm ce reprezintă. Suntem foarte mândri, am mai spus și cu altă ocazie, suntem foarte mândri de faptul că suntem români și sperăm ca prin modul în care ne reprezentăm noi aici să aducem bucurie oamenilor. Cred că Naționala României și marele câștig acestei naționale este faptul că amândouă meciurile cu Slovenia și cu Spania am fost conduși, am revenit de fiecare dată în joc, stăm foarte bine din punct de vedere mental. Am mai spus deja, sper să creștem de la meci la meci și n-aș vrea să ar peste un lucru. Cred că mentalul nostru se datorează și publicului care ne susține meci de meci. Îi simțim pe telespectatorii aproape, iar oamenii care vin într-un număr extrem de mare în sală sunt absolut fantastici. Sunt absolut fantastici, n-au încetat să ne încurajeze nici măcar o secundă pe toată durata acestor două meciuri. Au reacții fantastice în momentul în care noi trecem prin momente grele, chestii pe care le mulțumim din suflet. Din acest punct de vedere putem spune că poporul român este european la handbal față de alte sporturi și echipa națională a devenit probabil reprezentativă pentru România, selecționată numărul 1 a țării, cea de handbal feminin. Merită construcția unei sări în care să aducem și noi 10.000 de spectatori, 12 în acest moment, după ce se vorbește treaba asta de 20-25 de ani. Cred că echipa de handbal feminină României este cea mai iubită națională la ora aceasta din țară. Cred că suntem în stare să adunăm 10.000 de oameni, într-o sală. Mi-ar plăcea cu siguranță să avem o sală de nivelul ăsta. Să nu uităm că există una la Cluj, care s-a urmat la meciul cu Norvegia de anul trecut sau cu 2 ani, îmi cer scuze dacă sper să nu greșesc. O să las autoritățile să-și